Deci e o domnie a majorității cu respectarea prin legea drepturilor minorității și o negociere între majoritate și minoritate. Aș spune că există în bună măsură o simetrie. Nu știu dacă în sarcina sau în contul capitalismului a fost trecută integral această criză, pentru că am auzit și foarte multe idei potrivit cărora debutul crizei ar fi venit pe fondul intervențiilor statului și suprareglementărilor. Deci, cred că au fost trecute, criza aceasta a fost trecută atât în contul capitalismului, cât și în contul numelor politic socialiste, așa cum au fost ele numite în spațiul public. Ați spus că și stânga aici, prezentă, a ținut să sublinieze că se delimitează sau că nu înțelege prin socialism ceea ce a existat înainte de 89. Și aici cred că e nevoie de o clarificare terminologică la nivelul Uniunii Europene, din câte știu eu, încă nu există un document care să spună ce a fost înainte de 89 în țările din Europa Centrală Europeană, tocmai pentru că nu reușesc să pună un nume. Dar pentru că vorbeam despre ceea ce s-a întâmplat înainte de 1989, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Vasile Ernu, care ne spune că și Stalin s-a privatizat. O să încerc să fiu foarte scurt, fiindcă se pare că capitaliștii noștri au uitat că timpul înseamnă bani și trebuie să ne respectăm, dar eu sunt proletar și cred că sunt singurul care am nuanțat timpului, deci o să fiu 5 minute mea în ce păresc. Bun, mă numesc Vasile Ernu, sunt scriitor. Serios, ceea ce ascultam acum la domnul Marinescu m-a înduioșat puțin. În general, la cuvinte precum capitalism și criză și bani și așa, sunt crescut într-un mediu sovietic, nu prea sunt foarte emotiv la astfel de termeni, dar m-am gândit că ar trebui să aduc o veste bună. Deci, capitaliști, stați liniștit, totul e ok, Stalin s-a privatizat. Deci nu trebuie să vă intrați în panică, totul e sub control. O să vorbesc puțin mult mai contextual și cumva, fiind scriitor, nu sunt economist, cu toate că am trăit într-o familie de jumătate de farmacii, jumătate economiști, și pentru mine, în general, economia se reduce la fisc, revizor și așa mai departe. Și nu o consider știință, de asta și am acceptat să vin aici. Dar recunosc că îmi place să citesc cărți de economie. Bun. O să încep puțin cu contextul. Fiindcă din punctul meu de vedere este foarte important. Deja s-au spus destul de multe lucruri și destul de aplicate pentru a mai repeta aceleași mantre. În primul rând că, sincer, eu nu cred că cineva în seara asta va pleca cu alte idei decât cele cu care a venit. Însă, e un lucru foarte important, în ce sens? Faptul că acolo avem scris cuvinte precum capitalist și socialist este un lucru foarte important. De ce? Fiindcă în România, eu când am venit în anul 90 în România, pe mine cel mai surprins, cel mai mult este că nu am găsit niciun român viu pe care să-l știu, eu să-l cunosc, să recunoască că a fost comunist. Sau cel puțin a avut bilet de care de partid. Știm că e țara cu cea mai multă numere de partid. Pe mine a surprins chestia asta. Doi, până prin 2006, a spune că ești intelectual, a avea cărți și ești de stânga, deci era privit ca cel mai bun caz, ca un mare problemă. Puțin bolnav. Sau, de exemplu, țin minte, deci în 2006, și asta spun de ce cauză spun lucrul ăsta, că e foarte important că începem cumva să putem dialoga cumva într-o formulă cât de cât ok, și întotdeauna spun, frații români, dragi intelectuali, dreapta ca și stânga nu sunt boli mentale, nu se ia, nu se transmit, sunt forme de gândire, de reflexie și putem discuta lejer și ne spune părerile, opiniile și argumenta și așa mai departe, putem crea un dialog. Însă, până prin 2006, eu mi-aduc aminte când am scris prima carte, aveam niște idei ceva mai strane. Cel puțin pentru spațiul românesc, pentru mediul european erau foarte cuminți, pentru Rusia în general erau prea cuminți. Și am fost chemat la un soi de comitet central al dreptei, cu un intelectual de marcă, care mi s-a spus că, dacă mai rost cuvinte precum Marx, Marx este un scriitor care omoară.
Deci dacă citim Marx, operele lui Marx, ne duce într-o direcție foarte periculoasă, fiindcă și începeam demonstrate de tip clasică, Marx egal comunist, comunist egal gulag, etc., etc. Deci, o formulă foarte simplistă. De asta, când eu spun într-o formulă, atunci am scris câteva texte pe tema asta, în sensul că, dragi intelectuali români, totul e sub control, lucrurile astea s-au murit. Stânga a primit o lovitură și eu sunt pe tradiția în care spun că stânga trebuie să-și asume și proiectul comunist. Eu nu sunt categoria de om care spune, vă rog, nu vorbiți despre comunism, nu e al meu. Nu. Eu vin dintr-o tradiție profund socialistă. Cunosc ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică foarte bine, chiar mai bine dintre mulți dintre dumneavoastră, chiar mai bine decât domnii care fac tratate de condamnare a comunismului, care au trăit în primăvere. Eu n-am trăit în primăvere. Eu am trăit la bază, la talpa societății. Și știu foarte bine ce s-a întâmplat. Dar cred că trebuie să ne asumăm acest proiect, fiindcă a fost un produs și al unui tip de reflexie de stângă, care a ieșuat. A fost o mare lovitură pentru stânga, da, a ieșuat, glorios. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat după 90. Deci, din punctul meu de vedere, când spun spalința privatizată, este un întreg proces și aici sunt întreg demonstrat, în care noi, cei de stânga, spunem că el a ieșuat nu prin formele de represiune, care evident că a fost o represiune enormă, ci prin faptul că comunism, proiectul socialist, așa cum el s-a anunțat, așa cum el a fost gândit inițial, s-a transformat într-un proiect care a fost, care a devenit, de fapt, un capitalism de stat. Deci Stalin s-a privatizat în anii 30, dacă nu știați. Doar că noi am aflat prin 89. Însă, problema, de exemplu, eu am multe idei, dar vreau să mă încadrez în timp. Dar pe parcurs să mai discutăm. De exemplu, eu citesc foarte bine cartea, de asta vreau să felicit, e foarte bine că dreapta începe să vină cu termeni foarte clar, capitalism. Da, termen care trebuie să-i folosim. În anii 90 v-am cu piață liberă, cu tot soi de terminologie din asta care nu este autentică. Deci trebuie să folosim termenii clar. Capitalism, socialism, luptă de clasă și mai departe. Apropo despre, ai paranteza, până ajung la fraza care trebuie să o spun, paranteza cu băieții de pe Wall Street, care în general citesc că întotdeauna spune că niciun critic, mare critic, mare premiant Nobel nu a spus că vine criza, criza acum e. Nu. Ei în general citesc Marx după criză. Nu, Marx se citește înainte de criză. E preferabil să fie citit înainte de criză. În principiu, Marx cam spune cum stau lucrurile cu criza. Evident că spune ora și data la care va veni, Doamne ferește, pentru că atunci ar specula și mai bine la bursă pe aici. Deci, în ce privește, e foarte interesant cu capitalismul, aici fac o paranteză, paranteză cu capitalismul de stat și capitalismul actual. Pentru că îmi spuneați că băieții de la Casino, de pe Wall Street, mă rog, în limbajul dumneavoastră de la bursă, au fost afectați foarte mult și cei de la camătă sau cum ziceți, bancă, au fost afectați foarte mult. Într-adevăr, au fost afectați foarte mult. Știți ce făceam noi în comunism când aflam că cineva e afectat foarte mult? Făceam închetă. Strângeam câte 5 copeci și le trimiteam copiilor din Etiopia să-i ajutăm. Ei bine, ceea ce s-a întâmplat în capitalismul triumfalist când a intrat în criză a făcut exact același fenomen. A luat chetă de la toți, adică cei mulți care au pierdut, a luat chetă să întoarcă înapoi banii pierduți de către mari jucători la bursă și la bancă. Deci s-a întâmplat același fenomen. De asta spun că sunt o mulțime de lucruri asemănătoare, doar că noi nu vrem să vedem lucrurile astea. Bun. Fraza care e foarte interesantă și aici din privatizarea lui Stalin, e chiar la început în introducerea. Mă rog, e o simplă frază, dar spune foarte mult despre toată povestea asta. Capitalismul sau ordinea proprietății private semnifică starea naturală a societății omenești. Pur. Eu nu sunt mistic, recunosc, dar când intrăm în zona starea naturală e o problemă foarte mare. Fiindcă, bun, în 90, o mare proprietate de stat a dispărut, s-a transformat. În centru, proprietate privată. Întrebarea este în baza cărei legitimități, în baza cărei forme, cine legitimează această formă, această stare naturală? Care stare naturală? Problema mea cea mare, nu sunt un tip de stânga radical să spun că proprietatea trebuie lichidată, Doamne ferește. Nu că nu aș gândi asta, e problema mea și gândesc pe proprietate. Însă, a spune că este naturală, e la fel de radical ca și cum aș spune că ea este. Că problema este că trebuie să ajungă cel puțin la negociere, așa spune, este o formă o convenție. Proprietatea este o simplă convenție pe care o putem accepta, o putem negocia, o putem
reglementa și așa mai departe. A, mi se spune că e stare naturală, eu când aud că proprietatea sfântă, oameni care au pretenție fac știință în termeni teologici. Scuzați, eu chestia asta nu pot să o înțeleg. Nu sunt mic. Spuneți-mi în termeni normali. Deci, convenție înțeleg. Nu am făcut economie, însă am făcut ceva filozofie și am pretenția că înțeleg ce e natural și ce artificial. Din punctul meu de vedere, totul este artificial, tot ce a produs omul este artificial. Copacul, bățul, dar atunci dacă intrăm în acea zonă a politicului, deja e altă mâncare de pește. Însă, noi trăim în această zonă și atunci trebuie să acceptăm cel puțin că proprietatea este convențională, poate fi negociată. Și atunci eu înțeleg foarte bine când stare care punea foarte întrebări foarte bune. Întreba când avea conflict cu Vaticanul, întreba câte divizii are Papa. Deci, sunt întrebări foarte bune pentru a înțelege anumit tipul de raport al puterii față de ceva. Bun. Eu pot continua foarte mult, dar povestea se termină. Și povestea e în felul următor. În tradiția mea socialistă, străbuneii mei mi-au povestit, prin tradiție orală sau scris, că prin secolul XIX, când au început să lupte, și am înțeles că liberalii au fost tovarăși foarte buni de drum preasuși de secolul XIX, când au început să lupte pentru drepturi, proprietatea era cea care spunea ce drepturi ai și ce nu. Adică, practic, proprietatea era cea care te făcea să intri într-un anumit tip de drept de legalitate. Proprietatea era cea care îți dădea dreptul de a fi într-o formă sau alta juridică. Fiindcă erau foarte puțini cei care aveau proprietate, iar cei mulți nu aveau proprietate. Marele rezultat și marea reușită, să zicem, a marilor mișcări de stânga din secolul XIX, recunosc că liberarea autorilor foarte important, mai puțin mă împac cu băieții din spate, sunt foarte interesant, dar sunt școala vieneză, adică, au reușit, de fapt, ceea ce strigau ei, astăzi aproape că a devenit un lux. Și au câștigat niște drepturi foarte importante. Ei strigau de tipul. Pentru că proprietarul nu venea și întreba, băi, nu vreți să munciți mai 8 ore, 12 ocositori și să nu așteaptă copiii acasă, bunicile și așa mai departe, să mergeți acasă. Nu! Aceste drepturi au fost câștigate cu mult, mult sânge. Ei strigau, exploatați-ne, dar mai încetișor, mai. Problema este că eu am ajuns în secolul 21, noi am ajuns în secolul 21, după ce am trecut printr-un proces lung și lung de câștigarea drepturilor, muncă, sănătate, și întotdeauna liberalii, și în general dreapta, cam uite ce scrie în Carta Drepturilor Omului. Întotdeauna spune cu dreptul la expresie. Nu costă 2 bani dreptul la expresie. Când spuneți dumneavoastră despre capitalism care este cel care oferă libertate, da, capitalismul oferă libertate, numai că este prea scumpă. Eu nu-mi permit să cumpăr această libertate. E pentru mine prea scumpă și știu că pentru 99% din această populație e mult prea scumpă. Nimeni nu-și permite. Își permite o populație foarte mică. Bun. Și noi astăzi am ajuns în secolul 21, după ce începem să pierdem treptat, mai ales odată cu politicile din anii 70, în care statul social este demantelat de o forță, de o manieră foarte brută. Ce se întâmplă în Est este și mai catastrofal și aici putem vorbi enorm de mult. Însă, ceea ce noi strigăm astăzi e culmea. Exploatați-ne. Și nimeni nu ne exploatează. Fiindcă ce se întâmplă astăzi? Am fost amândrept la Barcelona. 50% dintre copii, dintre tineri, nu mai au șansă la muncă, nu mai au unde să angajați. Ce se întâmplă în România, procentul e enorm de mare al unei generații care crește în fața noastră, nu are unde să angajați. Nu fiindcă sunt leneși, așa cum spun înalții de mitare, nu fiindcă beau prea mult cum nu că sunt și așa mai departe, ci fiindcă datele problemei s-au schimbat atât de mult încât dreptul la muncă a început să devină un lux. Iar asta o să ne coste enorm de mult. Și asta se face doar fiindcă, și cred că aici sugestia era că peste data viitoare probabil o să trebuie să scrim acolo nu capitalist și socialist, ci, așa cum spunea o bună socialistă germană, acolo va trebui să scrim barbarie sau socialism. Așa că trebuie să ne gândim foarte bine. De asta eu spun că, de fapt, dialogul nostru e foarte important, nu pentru că noi o să ne convingem unul pe alții, ci că putem să ne spunem lucrurile și putem cel puțin să ne îndoim, chiar și eu spun că și de multe ori față de stânga, fiind la fel de cât stați liniștiți, nu vă faceți probleme, ci că noi trebuie să ne punem la îndoială propriile noastre crezuri, propriile noastre convingeri, ci să încercăm să gândim mai ales aplicat, fiindcă eu sunt proletar în principiu.
Eu de asta spun întotdeauna, când veniți în România la prietenii mei, nu citiți presa mainstream, Doamne ferește, nu vă uitați la televizor, nu citiți cărțile intelectuale la modă. Mergeți și vorbiți cu oamenii simpli, cu portarul, mergeți de prin crâșmele cele mai ieftine, acolo veți afla totul despre România, acolo puteți să știți ce se întâmplă în țara asta. Deci, televiziune, așa mai departe. Așa că, dacă și vreți să faceți profitabilă universitatea, ca muzică mai bine student, vă pot propune niște mecanisme ultra-neoliberale care să aducă mult profit. Deci, la discuție. Mulțumesc!